Am avut împreună un timp în care ne-am pregătit inima prin cântare de laudă, prin rugăciune. Și acum, în a doua parte a serviciului divin, revenim la călătoria noastră spirituală de învățătură prin Cartea Domnului, ultima dintre cele 66, respectiv Apocalipsa. Și pentru că am ajuns la lecția numărul 23, care vorbește despre cele 7 trâmbițe, ne aducem aminte că în Biblie, capitolele 8 și 9 vorbesc despre acest subiect. Data trecută am citit capitolul 8. În seara aceasta continuăm să citim capitolul 9. Vă invit să deschideți cartea la Apocalipsa, capitolul 9, și stând în picioare în semn de respect, citim cuvântul Domnului. Salutăm în seara aceasta pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți prezenți, chiar și pe cei care de undeva din lumea aceasta online sunt cu noi, și pe ei invităm cu respect să asculte cuvântul Domnului. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vatămă iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oameni care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca platoșele din fier. Și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulscai care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii, ca cubolduri, și în cozile lor stăteau puterea pe care o aveau ca să vatâme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că vin încă 2 nenorociri după ea. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele 4 coarne al altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: desleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte dintre oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți și le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreți. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste 3 urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot ni să vadă, ni să audă, ni să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Amin. Iubit popor al Domnului, reocupați-vă locurile. Frați și surori, suntem în seara aceasta din nou cu sufletul îndreptat înspre Evanghelia Mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, dorind în mod sincer și responsabil să învățăm cuvântul Domnului, pentru că noi nu putem fi mai sfinți decât cuvântul pe care îl cunoaștem din Scriptură. Data trecută am început să studiem capitolele 8 și 9. Am făcut o introducere care punea în evidență, în urma pauzei de 3 săptămâni pe care ne-am luat-o la începutul lunii septembrie, că Apocalipsa este o carte pe care Domnul a dat-o bisericii în vremurile din urmă,
ca să întărească, să mângâie și să descopere voia lui Dumnezeu în vremuri de criză și pentru vremuri de criză. Așa se face că am pus în paralel și în același timp și în comparație cele 7 peceți, cele 7 trâmbițe și cele 7 potire sau pahare, pentru ca să învățăm cuvântul Domnului și să înțelegem că perioada acestor urgii presupune evenimentul necazului cel mare, care se așează în procesul istoriei umane, dar și în sfârșitul istoriei umane pe planeta Pământ. Data trecută am descoperit împreună din Scripturi că sfârșitul fiecărei serii de 7 urgii, respectiv pecețile, trâmbițele și potirele, culminează cu un eveniment major și am văzut data trecută care sunt acestea. În această seară vom continua să privim în cuvântul Domnului și vom începe să observăm că cele 3 serii de urgii manifestă în primul rând urgia omului, urgia satanei și urgia lui Dumnezeu. Este interesant să descoperim lucrul acesta. Fiți, vă rog, atenți și eu vă sugerez la studiu biblic să aveți cu dumneavoastră Bibliile și împreună să observăm în Scriptură cuvântul lui Dumnezeu. La deschiderea celor 6 peceți, omul va suporta consecințele respingerii Domnului Iisus Hristos și se va autodistruge. Omul se va autodistruge, adică autodistruge înseamnă că se distruge el însuși pe el însuși. La sfârșitul celor 6 peceți care sunt rupte din carte, sunt desfăcute, omul care l-a respins pe Dumnezeu, care a respins credința și trăirea prin credință, care a respins neprihănirea și a trăit în păcat, va suporta consecințele propriului mod de viață și se va autodistruge. La sunetul celor 7 trâmbițe, Satana va primi libertatea din partea lui Dumnezeu să coboare din văzduh, unde a stat de la început până acum, pe pământ, și să lucreze cu putere pe pământ, să nu mai fie în văzduh. De când a căzut din cer ca Luceafăr, ca Lucifer, el a fost aruncat în văzduh, nu pe pământ. Și în văzduh a stat de atunci, până la sunetul trâmbițelor. La sunetul trâmbițelor însă, el din văzduh va fi aruncat pe pământ și va stăpâni pământul. Pământul va fi dat în stăpânirea lui și va fi dat în stăpânirea lui pentru că Duhul Sfânt și biserica nu va mai fi pe pământ. Influența bisericii și influența sfântă a Duhului, nemai fiind pe pământ, el va veni pe pământ, va fi un schimb de stare, va pleca biserica și Duhul Sfânt și va veni diavolul. Această schimbare de stăpân va explica nenorocirile pe care noi, într-un cuvânt, le spunem necazul cel mare. La vărsarea celor 7 pahare, celor 7 potire, Dumnezeu însuși va pedepsi pe cei vinovați. Sunt 3 serii de urgii și în fiecare serie de urgii cineva este implicat. În prima serie de 7 peceți, omul se autodistruge ca o consecință normală a propriei păcătoșenii și respingere prin credință a neprihănirii pe care o oferă Iisus Hristos. A doua serie de urgii, diavolul primește libertatea să lucreze pe pământ cu toată puterea lui satanică, iar oamenii rămași sunt încredințați lui să fie distruși și omorâți. Imaginează-ți ce soartă vor avea oamenii aceștia atunci și gândește-te în această seară dacă atunci vei fi în cer sau pe pământ. Iar a treia serie de urgii presupune implicarea lui Dumnezeu ca o pedeapsă.
Toate trei sunt pedepse, dar una este consecința omului, el se autodistruge pe sine însuși, a doua, satana îl distruge și a treia vine judecata lui Dumnezeu. Dar indiferent cine stă în spatele urgiilor, sunt 21 de urgii care afectează planeta Pământ și care explică de ce Biblia spune că un necaz așa de mare n-a mai fost și nu va mai fi. Indiferent cine ești dumneata, în sală sau online, vreau să-ți spun că dacă în seara aceasta nu ești împăcat cu Iisus Hristos, nu ai nicio șansă să scapi, indiferent ce religie ai, indiferent câte fapte bune faci, dacă Iisus Hristos nu e mântuitorul tău personal, pe care îl urmezi în fiecare zi, indiferent ce te costă și cât te costă, dacă nu ai o relație spirituală cu El și dacă nu trăiești în neprihănirea în care El a trăit și pe care El o prezintă urmașilor Săi, religia ta nu te mântuiește. Asta nu înseamnă că faptele bune ale neprihănirii nu sunt importante. Ba da, dar noi nu credem noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți și noi le facem pentru că suntem deja mântuiți prin credință. Credința mântuiește, iar faptele confirmă credința care a mântuit. Observați că vremea necazului cel mare este o vreme de inexplicabile dureri și urgii pe care oamenii le suportă. De asemenea, observați că începând cu capitolul 4 în Apocalipsa, nu se mai vorbește de biserică, ea nu mai intră în calculele lui Dumnezeu ca fiind pe pământ. Observați de asemenea că diavolul este prezentat însoțit de anticrist și prorocul mincinos, adică de reprezentantul puterii politice și de reprezentantul puterii religioase. Unul se naște dintre neamuri și acela va avea politica, puterea politică. Unul se naște din Israel, unul din mare și unul din pământ. Marea este simbolul națiunilor, pământul este simbolul lui Israel. Anticrist se naște din mare, prorocul mincinos se naște din pământ. Cu alte cuvinte, anticristul este omul care are puterea politică, el nu-i religios. El se naște dintre națiuni. El este educat, el este cultivat, el are toată puterea tehnologică, el are globalizarea în mână. Globalizarea nu a Europei, ci a tuturor națiunilor pământului. Prorocul mincinos însă are autoritate religioasă, el vine din Israel, altfel Israel nu l-a accepta pe el, pentru că Israel are un rol important în necazul cel mare, timp în care biserica nu mai are un rol mare. Israel n-ar accepta un om dintre neamuri. Trebuie neapărat să fie un evreu născut din pământ, adică din Israel. El va fi prorocul mincinos. În a doua jumătate a necazului cel mare, care va intensifica nenorocirile pe pământ și în mod deosebit în Israel. Israel care de la anul 70, sau mai bine zis, de la moartea Domnului Iisus Hristos până la începutul necazului celui mare, el va ieși din joc și se va face o paranteză când Dumnezeu își va lua privirea de la Israel și o va îndrepta către națiuni. Aceasta este vremea Harului, când orice om din orice națiune va fi mântuit, dar nu la nivel de țară, nu la nivel de familie, ci la nivel de individ prin credința în Iisus Hristos. Nu faptul că te-ai născut într-o religie te mântuiește pe tine. Nu faptul că tatăl tău sau mama ta are o poziție într-o ierarhie bisericească sau tu te-ai născut într-o națiune creștină te mântuiește pe tine, ci pe tine te mântuiește credința personală în Iisus Hristos și consecințele neprihănirii credinței tale. Dacă credința ta nu te conduce la neprihănire, atunci credința ta este falsă. Adevărata credință în Iisus Hristos te conduce la Iisus Hristos și la neprihănirea pe care a trăit-o Iisus Hristos și pe care tu acum o urmezi. Dumnezeu Tatăl și-a luat privirea de la Israel, începând cu moartea lui Iisus Hristos și mai precis în anul 70 când Titus, fiul lui Vespasian, a dărâmat Ierusalimul, a distrus templul, i-a dat foc, aurul a curs de pe acoperiș datorită focului care ardea lemnul. Și de atunci și până în 1948, Israel a fost fără țară, fără identitate națională și a rămas încă în afara ecuației lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a îndreptat privirea spre națiunile pământului. Și astăzi încă Israel este în paranteză și Dumnezeu se uită la națiunile pământului. Asta nu înseamnă că evreii la nivel de individ nu se pot mântui. Ba da, ei se pot mântui ca oricare alt individ, dar la nivel de individ, nu de națiune. Ei însă nu acceptă închinarea la nivel de individ, pentru
că toată istoria lor e caracterizată de o închinare la nivel de națiune. De aceea Dumnezeu se va întoarce la paranteza închisă la începutul necazului cel mare. Și va fi o vreme între el și Israel, când din nou se va ocupa de Israel, pentru că biserica s-a împlinit numărul celor aleși, s-a terminat. Și acum Dumnezeu deschide, redeschide paranteza. Și Israel intră pe scena istoriei și templul intră în funcțiune. Și urmează o perioadă de 3 ani și jumătate, când există o perioadă de activitate a lui Anticrist cu Israel. Și mai apoi prorocului mincinos, când încercând să ducă spurcăciunea în locul preasfânt, Israel se revoltă, se strică coaliția între ei, urmează o intensificare sângeroasă până dincolo de culmea înțelegerii a necazului, a nenorocirilor, care se abat atât peste Israel în mod deosebit, cât și peste toți ceilalți locuitori ai pământului. Și Biblia spune că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, n-ar mai fi fost scăpare pentru nimic și pentru nimeni. Revenind la tema celor două capitole 8 și 9 din Apocalipsa, la lecția 23 a serii, suntem confruntați cu urgile provocate de sunetul celor 7 trâmbițe în care sună îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu au sunat pentru tine de-a lungul vieții pe care ai trăit-o pe pământ harul lui Dumnezeu. Și te-a cercetat Domnul când prin binecuvântări, când prin încercări. Și n-ai vrut să iei seama. Și ani de zile Dumnezeu te-a cercetat cu harul său și te-a îndemnat la pocăință, omule. Te-a îndemnat prin sărăcie și prin bogăție. Te-a îndemnat prin pâine caldă și cozonac și te-a îndemnat prin lipsă de pâine. A încercat Dumnezeu cu tine toate metodele pentru ca să-ți ajungă la inimă și să te determine la pocăința în Iisus Hristos. Și n-ai vrut. Vremea harului într-o zi se va sfârși și atunci va fi vai de sufletul tău. Atunci harul va fi înlocuit cu urgiile și cu judecata. Și îngerii care o viață întreagă te-au îndemnat la pocăință și ai fugit de pocăință pentru că ți-a plăcut păcatul în care ai trăit. Ți-a plăcut blestemul pentru că a fost dulce. Au fost dulce femeile, alcoolul, drogurile, țigările și toate celelalte nenorociri în care se bălăcesc oamenii, mai mici sau mai mari. Vremea de har se încheie și vine urgia lui Dumnezeu și îngerii sună din trâmbiță. Va suna și pentru tine oriunde te vei ascunde, undeva la capătul pământului. Pentru că așa cum harul lui Dumnezeu te-a ajuns, însă n-ai vrut să-l folosești, mânia și judecata lui Dumnezeu te-a va ajunge. Seara aceasta mai este o seară de har. Eu nu vreau să te sperii, dar pentru că tu ești un suflet de om valoros înaintea Domnului, eu am misiunea să spun adevărul în modul cel mai direct pentru ca să te trezești din ațiperia păcătoasă în care trăiești și să te întorci la Domnul oricine ai fi, tânăr sau bătrân, venind din familie de credincioși sau venind de nicăieri așa cum am venit eu odinioară. Trebuie să te întorci la neprihănire, trebuie să te întorci la pocăință, trebuie să te întorci la Biblie, trebuie să te întorci la Dumnezeu, nu la religie. Religiile sunt multe. Care e cea bună? Dumnezeu e unul singur, Biblia e una singură, credința e una singură, botezul e unul singur, neprihănirea este una singură, sfințenia este una singură, cerul este unul singur, Hristos este unul singur, jertfa lui de pe Golgota e unul singur, Duhul Sfânt este unul singur, biserica este una singură. Vorbesc despre biserica universală a lui Iisus Hristos, în care intră cei născuți din nou, luminați de Evanghelia lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Umpluți de Evanghelia lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut o tăcere în cer de aproape o jumătate de ceas. Dacă tăcerea din Biblie se identifică cu tăcerea de la Erihon, dezastrul care urmează după tăcerea, după momentul de tăcere, se identifică cu dezastrul care a urmat la Erihon. Ce vreau să spun în această seară
este faptul că există o comparație pe care eu vreau să o fac între evenimentul acesta din Biblie, sunetul primei trâmbițe și evenimentul istoric care a avut loc la Erihon. Aduceți-vă aminte că 7 zile au înconjurat cetatea și a spus tăcere, nimeni să nu vorbească între voi. Iosua, capitolul 6, versetele 8, 16 și 20. Fiecare să tacă, să nu spună nimeni nicio vorbă. A fost o vreme de tăcere. Apoi cuvântul spune, atunci cei 7 când, la sfârșitul momentului de tăcere, atunci cei 7 preoți au sunat din trâmbiță și când a sunat din trâmbiță, când tăcerea a luat sfârșit, atunci zidul s-a prăbușit. Arheologia, istoria spune că zidul avea 8 metri grosime, adică era de aici până în dirijorii de cor, mai mult, mai departe. Se mergea cu carul pe zidurile acelea. A fost una dintre cele mai invicibile cetăți, invulnerabile orașe. Era efectiv o stradă, o șosea în vârful acelui zid. Și totuși, când a sunat din trâmbiță, fără să existe o forță umană, puterea lui Dumnezeu a dărâmat zidul după un moment lung de tăcere. Ei bine, această imagine seamănă foarte bine cu Apocalipsa, capitolul 8, cu sunetul primei trâmbițe. Cu ruperea celei de-a șaptea peceți. În versetul 7 este prima trâmbiță în care suflă îngerul și observați ce spune cuvântul Domnului. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Observați că aici este vorba de un dezastru ecologic. Și tot echilibrul ecologic se strică. Noi toți știm că vegetația are un rol important în ecologie. Noi toți știm că ea oxigenează. Noi toți știm că ea rezolvă problema bioxidului de carbon. Noi toți știm că ea înseamnă hrană pentru animale și pentru oameni. Imaginați-vă ce se va întâmpla când acest sistem ecologic care este echilibrat de când Dumnezeu a făcut cerul și pământul se va strica în maniera aceasta încât o treime din el va fi distrus. Ce se va întâmpla atunci? Atunci nu mai are importanță în ce țară ești. Atunci acest sistem ecologic va fi distrus, afectat într-o foarte mare măsură și viața va fi pusă în pericol, existența va fi pusă în pericol pe planeta Pământ. Ce aștepți de la lumea aceasta cu care te identifici prin păcat, dacă nu te pregătești pentru cer, prin neprihănire și prin pocăință? Dacă tot amâni și spun jocurile de noroc nu-s păcat, cafenelele nu-s păcat, discotecile nu-s păcat, drogurile nu-s păcat, alcoolul nu-i păcat, țigările nu-s păcat, pornografia nu-i păcat, la tine lucrurile astea nu-s păcate. Dar când îngerul va suna în trâmbiță, vei constata că aceste lucruri pe care tu le numești nu e păcat, te vor opri pe pământ. Cred că a doua sau a treia oară spun această întâmplare în Biserica Domnului. De aici am auzit această întâmplare de mult când slujeam la o biserică în București, când o soră a lucrat o viață întreagă la o fabrică de șireturi. Șireturile sunt tațele astea de la pantofi. Și femeia aceasta, în ciuda faptului că a lucrat o viață întreagă acolo, niciodată nu a luat acasă o pereche de șireturi, ci tot timpul a cumpărat. Pentru că ea a crezut că pentru munca ei este plătită, iar șireturile trebuie să le cumpere. Nu și-a și salarul și șireturi pe deasupra. Și aceasta a fost încredințarea ei determinată de starea ei de neprihănire și de curăția conștiinței. Aproape de pensie însă, au început să facă șireturi pentru export, niște șireturi, zicea, foarte frumoase. Și în ultima ei zi de lucru a fost ispitită și a spus, în viața mea n-am luat un șiret. Astea prea sunt frumoase, vreau să fac cadoului meu, vreau să fac fiului meu un cadou, perechea asta de șireturi. Și a luat acasă o pereche de șireturi fără să le plătească. Spunea ea, o viață întreagă am slujit aici la Faraon. Vedeți, când omul păcătuiește, nu mai are importanță cât costă păcatul care l-a făcut, ci păcatul în sine arată trădare și infidelitate, este o palmă peste obrazul lui Dumnezeu. Nu mai are importanță cât costă palma, important este gestul, importantă este infidelitatea, trădarea, neascultarea în sine.
Și noaptea, acea, noaptea care a urmat zilei când ea lua șireturile a avut un vis. Visul acesta a avut drept scop să o trezească și a venit de la cel care o iubea și a apreciat curăția ei de inimă de o viață. Dar a vrut să o scoată din accidentul păcătos în care a căzut. Și în vis se făcea că este răpirea. Și ea s-a ridicat cu tot poporul Domnului. S-a ridicat, dar la un moment dat s-a blocat ridicarea ei spre cer. Și a început să se miște, să zvâgnească, să încerce să facă ceva. Pentru că toți ceilalți se duceau în sus, iar ea rămânea la locul acela undeva în văzduh. A intrat în panică, s-a speriat, a încercat să dea din mâini, din picioare. Însă, la un moment dat a privit în jos și a văzut șireturile pe care le furase ieri. Un capăt era legat de piciorul ei și celălalt capăt era legat de undeva, de planeta Pământ. A înțeles atunci că păcatele nu sunt mici sau mari, ci sunt doar împotriva lui Dumnezeu. Și un păcat mic este egal cu un păcat mare. O curvie morală, atunci când privești ca să poftești, este egală cu o curvie fizică atunci când faci păcatul în fapt. Dacă îi spui fratelui tău prostule sau nebunule, este egal cu atunci când îl ucizi. Așa judecă Dumnezeu. Dacă așa judecă Dumnezeu, gândește-te, cum îți permiți tu să ai această viață spirituală mediocră, sperând că atunci vei fi în cer, doar pentru faptul că nu ai dat în cap la nimeni și că duminica seara ai venit la biserică. Timp în care n-ai avut o viață spirituală, nu știi ce-i postul și rugăciunea, nu știi ce-i înfrânarea, nu știi ce-i smerenia, nu știi ce-i capul a plecat. O viață întreagă ți-ai ținut pieptul sus, ai înjurat pe toată lumea, ai blestemat pe toată lumea, ți-ai făcut dreptate cu bota. Și sper să ajungi în locul unde intră numai ce este fără pată, fără zbârcitură și fără nimic de felul acesta. Ai fost un nemulțumit, un mofturos, un răsfățat, un neascultător. Vreau în seara aceasta să-ți spun cuvântul Domnului, pentru că viața ta și a mea sunt scumpe înaintea Domnului. Când cea de-a șaptea, când prima trâmbiță sună în urma celei de-a șaptea peceți, se declanșează un dezastru ecologic pe pământ. Dumnezeu vorbește despre vremurile acestea în care va folosi grindina. Bună oară, dacă citim în Iov, în capitolul 38, vom constata că Dumnezeu, cu sute de ani înainte, a vorbit despre faptul că va folosi grindina. Citiți, vă rog, capitolul 38 din Iov, unde în versetele 22 și 23, Domnul amintește despre aceste urgii care se întâmplă în realitate în cartea Apocalipsa. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie? Cămări înseamnă o cameră, o încăpere. Așa cum e încăperea unde ne rugăm noi sau încăperea unde vă țineți instrumentele. Și Biblia spune, ai fost tu până la camera unde ține Dumnezeu grindina pe care o păstrează acolo pentru vremurile de strâmtorare și de război? Care sunt vremurile de strâmtorare și de război? Au trecut ani și Dumnezeu n-a dat o boabă de grindină peste tine. Te-a păzit mila Domnului și te-a binecuvântat. Te-a ținut Dumnezeu în palmă cum își ține cloșca pui sub aripi și protejează. Te-a ferit Dumnezeu de boli și de nenorociri, de virus și de teroriști. Te-a răsfățat Dumnezeu și te-a binecuvântat. Ți-a dat familie, ți-a dat bani, ți-a dat mașini scumpe, ți-a dat cetățenie. Și la ce a folosit Domnului? Pentru că ești în continuare un om care nu prețuiești harul lui Dumnezeu. Un împotrivitor, o persoană fără responsabilitate, o persoană care nu se implică decât atunci când filozofia lui se poate impune. Ce credincioșie este asta? A păstrat Dumnezeu grindina aceea ascunsă și nu s-a atins de tine. Dar ține minte că vin vremurile de strâmtorare și pentru tine și pentru mine. Și atunci Dumnezeu va deschide ușa la camera aceea și grindina aceea va distruge a treia parte din ecologia pământului. Poți să înțelegi lucrul acesta? Ar fi putut Dumnezeu să facă lucrul acesta de atâtea ori. Ar fi putut să facă când Spania, Olanda, Suedia, Canada și alte țări au legiferat căsătoria între bărbați și înfierea copiilor, formarea unei familii. Ar fi putut să facă asta în America în anii 60 când s-a dezvoltat feminismul.
Ar fi putut să facă asta Dumnezeu de atâtea ori, dar a ținut mâna pe clanța aceea și a ținut camera aceea închisă. N-a dat Dumnezeu o picătură de grindină peste tine și peste casa ta. Te întreb, cum ai răsplătit bunătățile și harul Domnului? Ți-a intrat în cap că ești penticostal și că ai cerere la Betania și nu trebuie să mai faci nimic? Spui, fac ce vreau cu banii mei. Sunt banii tăi? Dar parcă tu ești al Domnului. Galateni 2:20, eu sunt mort, nu mai trăiesc, Hristos trăiește în mine. El e proprietarul banilor mei, El e proprietarul timpului meu, El e proprietarul proprietăților mele. Eu sunt doar un rob al Lui și El îmi spune vino și eu spun da, Doamne. Și El îmi spune du-te și eu spun da, Doamne. Și El îmi spune scrie un cec și eu spun da, Doamne. Dar tu te încăpățânești și spui sunt banii mei, sunt banii tăi. Dacă banii sunt ai tăi, tu nu ești al Domnului. Pentru că dacă eu sunt al Domnului, tot ce am e al Domnului, și familia mea, și darurile mele, și timpul meu, și banii mei, totul e al Domnului. Ce rob sunt eu dacă am proprietăți? Robii n-au proprietăți! Robii n-au dreptul să trăiască! Dacă stăpânul spune moare, moare imediat! El n-are casă, n-are masă, n-are act de proprietate, n-are cont în bancă! Robul are doar un stăpân care îi poruncește. Ce rob al lui Hristos ești tu când tu ești mai domn decât Hristos? Tu ai proprietăți, tu ai putere, tu ai bani, tu ai orgolii. Și Domnul Iisus Hristos se roagă zi de zi de tine să-i mai dai câte ceva și dacă vrei dai, dacă nu, nu, pentru că ești supărat. Cămările grindinei se vor deschide într-o zi. Omule, trezește-te pentru că-ți vorbește Domnul. Trezește-te pentru că-ți vorbește Domnul. Cheltuie-te pentru împărăția care stă să vină. Cheltuie-ți banii, cheltuie-ți timpul. Lasă viața ta să ardă ca o lumânare pentru lauda Domnului. Sacrifică-te, dă-te-te peste cap pentru Domnul. Nu-ți neglija familia, dar înainte de familie, pune-L pe Domnul Iisus Hristos. Pune-L pe Domnul Iisus Hristos. Pune relația cu El. Fă-ți timp de rugăciune, de citirea Bibliei și de post. Sunt singurele trei lucruri care caracterizează disciplinele spirituale și relația cu Dumnezeu. Toate celelalte lucruri le faci pentru oameni. Predica mea nu este relația mea cu Dumnezeu, ci e relația mea cu dumneavoastră. Nu-i mântuire, e slujire. Ceea ce faceți voi, ceea ce faceți dumneavoastră, nu-i mântuire, e slujire. Slujirea nu mântuiește pe nimeni. Pentru slujire veți primi răsplată. Ceea ce mântuiește este credința în Iisus Hristos, este pocăința și este verificată de neprihănire. Unde e credința în Iisus Hristos? Unde e pocăința? Unde este neprihănirea? Avem impresia că dacă facem un job în Biserica Domnului, ca la companie, Dumnezeu vrea, nu vrea, trebuie să ne mântuiască. Ascultă-mă, slujba ta nu te mântuiește. Ceea ce te mântuiește este credința în Iisus Hristos, este pocăința, care sunt confirmate, dovedite și arătate, manifestate prin neprihănire. Vremea aceasta este unică. Vremea aceasta este unică. Cuvântul Domnului vorbește despre vremea aceasta că nu se va mai repeta, că este unică în istoria cosmosului și Dumnezeu vrea să ne trezească. El ne spune în Daniel despre unicitatea acestei vremi. Observați că a treia parte din copaci și din pământ sunt distruse. Urmările vor fi catastrofele, boli, microbi. Imaginați-vă câți microbi. Astăzi, într-o situație de normalitate, medicina și tehnologia modernă, legile sanitare, nu reușesc să oprească microbii. Dar imaginați-vă atunci câtă putrefacție. Imaginați-vă câtă vegetație moartă, câți microbi, câte boli terminale vor naște dezechilibrul acesta ecologic. Imaginați-vă animale moarte de foame, iertați-mi expresia, pline de viermi. Toate acestea se vor întâmpla peste cei care rămân. Oameni care nu vor avea niciun viitor, mila s-a terminat pentru ei.
Și astăzi Dumnezeu încearcă pe orice cale să recupereze prin pocăință oamenii. Și oamenii iubesc plăcerea și păcatul. Iubesc sticla, iubesc țigarea, iubesc plăcerile murdare. Iubesc violența, iubesc bârfa, iubesc partidele, iubesc răutatea, iubesc puterea. Sunt disprețuitori, neascultători de părinți, nu mai au respect, n-au dragoste firească. Apartenența la o biserică nu mântuiește pe nimeni. Ceea ce te mântuiește este relația ta personală cu Iisus Hristos. O relație care se manifestă prin neprihănire, doar prin neprihănire. Dacă nu ești un om neprihănit, atunci n-ai nicio perspectivă. Vei fi în dezastru, vei fi sub blestem, te va ajunge mânia lui Dumnezeu. Există și o interpretare simbolică însă, pe lângă cea literală. Cea simbolică spune că copacii sunt liderii lumii și a treia parte dintre ei vor fi distruși. Spune că iarba sunt națiunile pământului. Sunt referințe în scriptură unde iarba este comparată cu națiunile pământului și copacii cu liderii politici. Și această vorbire a lui Ioan la sunetul trâmbiței a întâia este o vorbire simbolică, interpretează unii Apocalipsa, lucru care poate fi și acesta adevărat. Și a treia parte dintre liderii politici vor fi distruși și națiunile pământului vor fi afectate. Aceasta este o interpretare simbolică. Însă, indiferent cum este această interpretare, va veni mânia lui Dumnezeu și potopul, potopul de foc, de distrugere. Există și o interpretare istorică care spune că goții sub Alaric în anul 410 au distrus Roma, Grecia, Asia Mică și Italia. Noi nu suntem de acord cu această interpretare, chiar dacă ea este istorie. Dar evenimentele acestea sunt evenimentele sfârșitului. Vorbesc despre strâmtorare și vorbesc despre paralizarea ecologiei, planetei Pământ. Când blestemul și mânia lui Dumnezeu se va abate peste a treia parte din vegetație și din ecologie. Vreau în această seară să vă chem la rugăciune, oamenii ai lui Dumnezeu. Pentru că în fața acestei evanghelii predicată spre conștiința noastră devenim responsabili de propriile suflete, de propriile familii și de oameni în mijlocul cărora trăim. Dacă ești între niște oameni și cade de la un etaj un obiect greu și vezi că oamenii peste care cade nu știu, nu văd, nu-i normal să strigi, băi, dați-vă la o parte! Nu-i normal să-i atenționezi, ba da! E normal să strigi la ei, dă-te la o parte că cade! Nu-i normal când vine mânia lui Dumnezeu să strigi la vecinii tăi, la colegii tăi, la familia ta. Nu-i normal să strigi cât te ține gura, cum striga Bartimeu odată la ieșirea din oraș, pentru că era un om orb și amărât, nu mai avea nimic de pierdut, era între viață și moarte. Vă chem în această seară, frați și surori, să deveniți responsabili de Evanghelia pe care o purtați în suflet. Și să înțelegeți că noi nu suntem singurii destinatari ai ei, ci toată planeta Pământ trebuie să audă Evanghelia. Așa cum alții au adus-o până la noi, noi trebuie să continuăm procesul ducerii ei spre alții care sunt colegii noștri, familia noastră, prietenii, vecinii noștri. Trebuie să-i atragem la biserică și când vin aici trebuie să găsească o biserică neprihănită care se roagă, care predică, care se respectă unii pe alții, care trăiesc în unitate și în sfințenie. Și să fie atrași de mărturia neprihănirii care se manifestă prin noi. Nu o comunitate religioasă care se bârfește mai tare ca la ortodoxi, dar în același timp ei sunt lume și noi suntem biserică. De ce? Dacă suntem biserica lui Iisus Hristos, atunci afară cu bârfa! Afară cu cuvintele porcoase și cu atitudinele lipsite de bun simț și de neomenie! Afară cu suspiciunile! Să rămână doar neprihănirea și accentuarea valorilor biblice și spirituale, unde ne întrecem în post, în rugăciune. Vă chem în această seară la aceste lucruri, iubit popor al Domnului. De mii de ani se predică această evanghelie și pentru că au trecut mii de ani, oamenilor li se pare că nu o să se mai încheie odată. Dar credeți-mă că la noapte se poate încheia. De aceea singura mea grijă este următoarea. Acum înainte să plec de aici și să mă duc acasă să mă culc,
Vreau să am un moment în care mi-aduc aminte de slăbiciunile, de păcatele și de greșelile mele. Stau înaintea Domnului, le mărturisesc și lucruri rele făcute, dar și lucruri bune nefăcute. Și îl rog pe Domnul să pună viața mea în rânduială, viața soției mele, viața copiilor mei, viața fiecăruia dintre membrii Bisericii Betania. Fă lucrul acesta, fratele meu, pentru că eu ți-am dat doar un exemplu. Fă lucrul acesta cu viața ta. Înainte să pleci de aici, puneți viața în rânduială cu Domnul, pentru că s-au întâmplat atâtea accidente de circulație. Ele nu s-au sfârșit. S-au întâmplat atâtea boli de inimă. Ele nu s-au sfârșit. S-au întâmplat atâtea accidente vasculare la cap. Ele nu s-au sfârșit. S-au întâmplat atâtea paralizii, atâtea nenorociri, atâtea și atâtea și atâtea, și ele nu s-au sfârșit. Ori toate acestea ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi, ca să mergem la Domnul sau El să vină la noi. În noaptea aceasta, noi amândoi putem merge la El, sau noaptea aceasta El poate veni la noi. Indiferent cum stau lucrurile, dacă nu suntem neprihăniți, vom rămâne aici să avem parte de urgiile pe care le-am iubit. Dar noi iubim neprihănirea și îl iubim pe Domnul. Destinul nostru nu este urgia și catastrofele. Destinul nostru este împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne punem viața, familia și biserica în mâna Domnului, la loc sigur, și să ne asigurăm destinul prin rugăciune și pocăință. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună.